Incidentul a avut loc în camera de gardă a unității de primiri urgențe de la Spitalul Județean din Buzău. Un medic stagiar de la neurologie în vârstă de 38 de ani a atacat-o pe colega sa de la unitatea de primiri urgențe. Pe mână ce aveți? Echimoză. Cum m-am apărat? Motivul izbucnirii scandalului este unul absurd. Mi-am salutat colegul medicul de gardă neurolog pe holul departamentului. De ce l-am salutat de două ori? Că am insinuat că nu mi-a răspuns la salut. M-a luat prin surprindere și m-a atacat cu pumnii la nivelul feței. Femeia a făcut imediat plângere la poliție. Ulterior, la Poliția Municipiului Buzău a fost depusă o reclamație pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. În cauză s-a întocmit dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitatea tuturor împrejurărilor în care s-a comis fapta. Conducerea Spitalului Județean Buzău a deschis o anchetă internă în urma căreia se va stabili dacă medicului agresor i se va desface sau nu contractul de muncă. Doi colegi implicați într-o altercație care a culminat și cu elemente de agresiune fizică, a fost practic eliberat din activitatea de gardă, urmând ca mâine să luăm hotărârea finală. Colegiul medicilor din Buzău se confruntă pentru prima dată cu o abatere disciplinară. Și atunci am convocat Comisia de Deontologie Medicală. Îi vom convoca și pe cei doi